Raed Arafat declarații chiar acum despre refugiații ucraineni. Îl ascultăm. Era către zona de graniță și către județele imediat limitrofe județelor din zona de graniță cu Ucraina și cu Moldova, o mare parte din taberele care le avem în dotare. Capacitatea noastră doar în tabere este de aproximativ 7.000 de persoane. Încă nu toate sunt ridicate, acum sunt ridicate doar o parte din ele care asigură capacitatea de cazare necesară pentru momentul actual și asta n-a fost depășită încă, iar ridicarea unei tabere sau unui centru de acest gen durează maxim 6 ore, 8 ore ca să fie ridicat. Deci la orice semn că este nevoie să mai ridicăm dintre ele sau să mai suplimentăm, pentru că fiecare dintre ele are o capacitate de 200 de persoane, mai precis 201 persoane, dar ele pot fi puse paralel și să fie de mai multe, cum este cea de la Siret, care e de 400 de persoane. Sunt mai multe care au fost ridicate să aibă capacitate de 400 de persoane. Asta este un aspect. După care vreau să se știe că la acest moment avem ca forțe doar pe linia protecției civile, pe linia Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Avem 676 de persoane implicate, la care se adaugă și personal de la DSU, care este mobilizat în două zone, la Isarcea și la Siret, împreună și cu personal de la IGSU, ca și echipe avansate de coordonare și de organizare care să pună la punct anumite aspecte organizatorice, că și tehnică sunt implicate peste 380 de mijloace de intervenție din cadrul IGSU-ului, care asigură și transport, microbuze, autocare, pe lângă cele care sunt date de autoritățile locale sau de alți operatori privați, care chiar unii dintre ei fac acest lucru încă pe linie de voluntariat. Referitor la centrele de cazare care le avem sau la centrele de tranzit, cum le spunem, cum a zis domnul ministru, capacitatea totală este de 3.511 la acest moment, asta poate fi suplimentată rapid. Continuă să vină refugiații ucraineni în România. Pe lângă ajutorul acordat de autoritățile statului, sunt foarte mulți voluntari care au organizat tabere cu condiții cât se poate de bune. Sunt cămine studențești care sunt ocupate la această oră de studenții care au fost aduși din Ucraina, de refugiați, și așteptăm să vedem ce se va întâmpla mai departe. Vom reveni imediat cu mai mult.